Salutare, youtuberi! Am vrut să fac live, dar m-am lăsat pe grubaș. Așa m-am chinuit să bag firul, da? Asta e cablu. Fără senzorii Hall. Fără senzorii Hall, numai 3 faze. Așa merge și prima bicicletă, merge foarte bine. Deci galbenul l-am scos pe dedesubt. Vine lipit aici. Așa. Verdele l-am scos tot pe dedesubt. Frumos, m-am chinuit. Aici, atenție că nu vând toate punturile oricum, că când îl tragi, dacă îl tragi în grabă, se taie în ban. L-am izolat eu, da? Se poate tăia în ala, trebuie apăsat cu șurubelnița, băgat, verdele pe aici și albastru, tot pe dedesubt, trebuie totul pe dedesubt, când se învârte să nu leagă carcasă, da? Și după aia, asta lipit, izolat bine, aici dezizolat să se lipească, da? Și apăsat în jos până pe placă, tot lipit, o să lipesc cu neaua la cald. Și aici rulmentul are un fier, da? Are o tablă care nu se învârte, clar. Adică asta stă pe loc și carcasa se învârte, dar nu vă faceți griji. Puteți să umpleți umplutură de carcasa se învârte, asta stă pe loc, pe chestia aia. O să pui lipici, o să-i pun o margine de plastic aici. Chiar din aia originală. Na bun, haideți că din short-uri și două short-uri și nu mai am chef să-l încarc pe canalul meu de YouTube. Prea multe de motoare electrice. Îl lipesc și aia e. Nu mai e mult. Și-l termin. Salutare, numai bine. Deci e pus cablă, scos fazele, lipit și ai un motor Neckermanus. Neam de neamul de demenor, așa ceva. Salutare! Salutare! Încă un short video. Deci, am stropit ăsta, trebuie să-l curăț. Bun. Deci am tras firele pe dedesubt. Astea toate le-am curățat cu caterul. Trebuie dezizolate, vedeți, foarte bine. Și vă arăt cum am lipit un fir. Așa, da? Frumos. Îl întorci pe partea. Toate părțile se prinde cositorul bine. Firul este în mijlocul celor patru. Strâns bine alea patru. Și așa se lipește. Acum îl izolez așa bine. Și îl maschez în dunga asta aici. Toate vin ca să se rotească curățat, degresat, să nu fie niciun nimic înăuntru, vezi? Să nu o picătură de cositor la roată poate să spargă plasticul. De asta să distrugă tot. O mizerie, ceva aspirat. Deci, asta este. Salutare! Gata, youtuberi, am terminat cu lipiturile. Astea sunt lipiturile. Asta e ultima. Ia să verificăm mai bine. Ba, lipit bine. Nu știu de ce mi s-a părut mie că nu-i dezizolat. E lipit bine. Am lăsat în jos așa motorul. Pe toate părțile am lipit, l-am lăsat în jos ca și când bagi în baie firele. Am încărcat bine cu cositor. Fluitin de caliteu. Na. Asta e o lipitură foarte bună. E firul. Mai se vede și flux. Deci lucește firul ăsta în flux. De aia pe cameră mi se vede ca dracu. Că nu-i pe macro să focalizeze, nu știe. Bun, salutare, youtuberi. Mă urmează să izolez, ascund firele, le împing așa, bang, pun carcasa și fac și o probă la motor. Salutare. Asta e ultima firmare, gata. Bun, deci firul vine aici, îl umplem cu lipici după aia. Da? Așa am aranjat firele. Dacă îți urmăriți și celelalte filmări, sau fac... Să nu fie niciun fir ridicat în sus, să legați motorul. Asta e ideea, da? Ați înțeles? Acum îl scuturi bine. Să n-aibă ceva înăuntru. Nu cred că are, îl punem aici. Scuturăm și motorul. După urmează spițarea, normal. V-ați prins de ideea. Așa. Băgați firul aici, să nu uitați de fir. Așa.
să nu uitați cumva de fir. O tragem pe aici firul. Bun, trebuie două mâini. Am stricat filmarea.